12 primării din județul Iași vor primi bani prin programul județean de dezvoltare economică socială pentru perioada 2021-2024 pentru construirea de piețe, târguri și terenuri de sport. Pe listă se află și orașul Târgu Frumos și comuna de Leni pentru construire sau modernizare terenuri de sport. Valoarea maximă eligibilă pe proiect este de 350.000 de lei. Unul dintre obiectivele principale ale Consiliului Județean este de acela de a asigura o dezvoltare economică și socială uniformă, de a stimula această dezvoltare la nivelul comunităților. Instrumentul pe care plenul Consiliului Județean l-a adoptat, acela al programului de dezvoltare economică și socială a județului, prin care Consiliul Județean finanțează autoritățile locale pentru a dezvolta anumite facilități, în cazul de față pentru a dezvolta piețe și târguri și pentru a dezvolta baze sportive. Acest program a ajuns la un final. Echipa care a evaluat proiectele depuse de comunitățile locale a stabilit un clasament și, practic, în plenul din iulie al Consiliului Județean vom veni în fața Consiliului Județean pentru aprobarea acestor proiecte și pentru acordarea finanțării propuse de aproape 5 milioane de lei. Pașcaniul nu se află pe lista proiectelor eligibile pentru piețe sau terenuri de sport. BIT-TV a întrebat dacă autoritățile pășcănene au depus vreo documentație în acest sens, dar de la județ nu am primit niciun răspuns în acest sens. Lansarea apelului de proiecte se va face în fiecare an bugetar din perioada de derulare a programului, până în 2024. Termenul de depunere a cererilor de finanțare pentru următorii ani este de 30 de zile calendaristice de la data lansării apelului de proiecte. Constând în finanțarea a 5 piețe și a 7 baze sportive din județul nostru. Credem că acesta este un prim pas și un semnal pe care Consiliul Județean îl dă către comunitățile locale, că dincolo de încurajări venim cu o susținere concretă în a sprijini acele proiecte care pot ajuta comunitățile locale să se dezvolte armonios. Apelul de proiecte aferent fiecărui an se încheie în momentul în care valoarea acumulată a cererilor de finanțare acoperă un procent de 150% din valoarea totală eligibilă alocată per an, per domeniu specific de activitate, per componentă eligibilă, dar numai târziu de 30 de zile calendaristice de la data lansării apelului de proiecte. Prin acest program, Consiliul Județean Iași își propune ca până în 2024 să modernizeze cel puțin 20 de târguri sau piețe și 40 de terenuri de sport.